și a pus nisipul hotar mării și n-a pe multe grare tare de cel care se atinge de mânt și fumec, de cel ce se îmbracă și mergă și pe haine, de cel ce atinge cerul ca un cort, de cel ce acoperi cu ape în ține lui, de cel ce așeza pământul peste temelilor și îmi trebuie din an veacul veacului. De cel ce teama apa mării și o varsă peste fața întregului pământ, ieși și te depărtează de la cel ce se pregătește către sfânta luminare. Jură-te cu pătivina cea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos și cu cinstitului trup și sânge și cu venirea lui cea înfricoșătoare, că își va veni și nu va zăbori, să judece tot pământul și pe tine și toată puterea cea împreună lucrătoare cu tine, să te pedepsească în ghina focului, dându-te întuneric cu ceva din afară, unde viermele doarme și focul se stinge. Că puterea este a lui Hristos, Dumnezeu nostru, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, așa și cu Dumnezeu și cu Dumnezeu. Amin. Domnul să te rugăm. Amin. Ascultare în tare cea nemuritoare și cerești că ți-e slavă, nu sunt Tatăl, și Duhul și Sfântul, Duhul Sfânt, așa și cu Dumnezeu și cu Dumnezeu. Amin. Domnul să ne rugăm, Doamne, Tu ești, Stăpâne, Doamne, Cel ce ești, Cel ce care l-ai făcut pe om după chipul și după asemănarea ta, Cel de-a lui putința de a dobândi viața de mine, după aceea căzând prin păcat, nu le-ai trecut cu vederea aceea de învii mântuirea lumii, prin întrupare Hristos, primești încălzită la cea cerească. Și fătura aceasta, da, că ai zborit-o de robia vrăjmașului, deschide lui ochii pietru, ca să prălucească în lumina Evangheliei, care însuțește viața lui cum de lumină. Ca să ne zbăvească pe de toate bântuarea potrivit cu niște întâmplarea celui dictat și demonul cel de-a mea și de mărcurile cele vechi. După cauzele pe tot dictat și împăratul lucrat așa. Toată din inima simbolică. Noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorit din cerul și s-a întrupat de la Bucurul și de pe Sfânta Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi zilele de pântuirea și a pomenit și s-a îngropat. Și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a trăit în cerul cea de la dreapta Tatălui și iar în casă vină cu slavă să judece vie și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de Gheață, care a vrei prin proroci, într-una sfântă sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept în vierea noastră și viața veacului ce va să fie. Amin. Te-a unit cu Hristos. M-am unit cu Hristos. Și te-a unit cu Hristos. M-am unit cu Hristos. Te-a unit cu Hristos. M-am unit cu Hristos. Și te închin Lui. Mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și a Fiului Duh, da, treime, celei de ofință și de despărțită. Binecuvântat este Dumnezeu care vrește ca toți oamenii să învățate și să-L vorbim cu Dumnezeu. Care este binecuvântat, aproape prea sfântul și binecuvântat, să-L vorbim cu Dumnezeu.
Tată, este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Pace, Domnule, să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru partea de sus, pentru mântuirea sufletelor noastre, Doamne, să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru pacea toată lumea, pentru statornicia Sfinților Biserici, pentru unirea tuturor, Domnule, să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu între atrânsa, Domnule, să ne rugăm. Doamne, miluiește. Sfântele nostru, Isaia, pentru cinstina preoțime și cea întru Hristos de aconime, pentru tot felul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru popoarele noastre, românești și toate pretutindeni, pentru mai mari orașul și ai satelor și pentru iubita de Hristos voastră, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta, cu tineri și cu rugnași cu venirea Sfântului Dumnezeu, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
Iubirea Părintor, credem că vom fi fericiți împreună cu El și că Hristos, în via din morți, nu mai moare. Moartea nu mai are stăpânirea asupra Lui. Căci am murit și am murit un an și o dată pentru totdeauna, iar ce trăiește, trăiește Lui Dumnezeu. Așa și voi, socotiți-vă că sunteți morți păcatului, dar vii pentru Dumnezeu. În Hristos Iisus, Domnul nostru. Thank you.